40 și ceva de ani, pe culoarele destul de sordide ale unei clădiri importante din România, stăteam cot la cot cu câțiva dintre prietenii care începeau o mare aventură. În seara aceasta, unul dintre ei se află aici în studioul foarte frumos al nocturnelor. Un studio care ne învață că a merge mai departe este un exercițiu al responsabilității, dar și al smereniei. Bine ai venit, Liviu Mihaiu! Bine te-am găsit, dragă Marin! Într-o nocturnă suspendată în lumina din cuvântul care cred că ne-a însoțit și ne-a călăuzit timp de 20 și ceva de ani. Îți aduce aminte clădirea în care și România Literară și Academia Cațavencuș împărțeau, să spun așa, într-un fel, sărăcia, dar noblețea. Am fost vecini câțiva timp. Da, mi-aduc aminte, a fost o perioadă foarte romantică, nu-i așa, anii 90 au fost, până la urmă, cei mai romantici ani ai istoriei noastre. Cred că și a istoriei noastre personale. Numai colective. Și aveam un entuziasm, nu-i așa, care venea din starea aia de grație revoluționară pe care o aveam cu toții, nu-i așa, am fost prezenți la Revoluție, am stat cu arma în mână, cerul deasupra mea era și legea de nedescris morală din noi. Și legea morală din noi. Și într-adevăr au fost niște ani pe care acum trebuie să-ți spun că îi regret că nu i-am consemnat într-un jurnal. Chiar ieri vorbeam cu unul din prietenii mei ecologiști că am ratat acest jurnal zilnic care cred că ar fi fost nu numai un bestseller, dar ar fi fost chiar un referențial istoric, nu atât de mult literar. Era o aventură a unei reviste pe care o știi foarte bine, Cațavencu, care a fost un fenomen al presei românești. Dar nu doar al presei, Liviu, pentru că totuși presa, ca și teatrul, fac parte din adâncul profund al identității unei ființe, dar și a unei societăți. Cred că și presa, mai ales cea de început, de punct și de la capăt, cum a fost cea din anii 90, ne definea într-un fel mai profund. Era mult mai atenți la verb. Academia Cațavencu era un ziar polemic, ludic, ironic, plin de umor, dar absolut tot ce se scria și ce se întâmpla în paginile acestei reviste era asumat. Nu era nimic întâmplător. Și fie că erai de o parte sau de cealaltă baricadă, fie că erai de acord sau nu cu ce se scria, la cum nu aveai nicio rezervă. Da, a fost o gașcă așa nebună de oameni care nu mai făcuseră atenție niciodată în viața lor presă. Erați mulți ingineri, nu? Eram mulți ingineri, dar nu inginerii dominau, să știi. Eram biodiversitatea profesională era bine acoperită. Era o gașcă care s-a întâlnit printr-o întâmplare, nu-i așa, providențială, și ca și Beatles, la un moment dat s-a spart după 16-18 ani. Oricum am... Oho, asta am zis și noi, mă, dacă am stat 16-18 ani împreună, mai mult decât Beatles-ul, mai mult decât Led Zeppelin-ul, e ok, cred că ne-am făcut colectiv datoria și cred că am influențat retorica, stilistica și multe generații care au citit Cațavencu și care foarte mulți dintre ei mi-au spus că n-au plecat din țară pentru că exista Cațavencu și Cațavencu le dădea o speranță. Eram noi așa o falangă a presei care n-avea mamă, n-avea tată, așa se spunea despre noi. Toată lumea se întreba cine sunt ăștia, de unde au apărut, de cine depind ei, ori fi ofițeri, ori fi securiști, nu, spre tineri. Și într-adevăr a fost o aventură, o școală Shaolin a presei românești, asta e clar. Adică, ca să-ți dau un singur exemplu, ca să fii un academician cu drepturi depline, trebuia să știi să scrii de la editorial, anchetă, reportaj,
interviu, rubrică de sport, cronică literară, trebuia să fii un gazetar renascentist universal ca să poți să ai acea togă cu care, după cum ții minte, ne mai prezentam din când în când la frumoasele baluri ale Academiei Gheața Vencu, într-adevăr. A fost un episod care, cum să e fundamental, face parte din ADN-ul meu de rebel și de jurnalist. Uite ce mă frământă pe mine de o bună bucată de timp. Și pentru că aparținem aceleași generații și vrând nevrând am parcurs și greul, și urâtul, și întunericul, dar și frumosul, și lumina, împreună, mă întreb de ce prezentul nostru, de ce istoria recentă ne îndepărtează cumva de acest exercițiu profund al meseriei. Ce vreau să spun? Mă uit la multe talk show-uri din Franța sau din Anglia și observ că niciodată nu se cade sub o anumită ștachetă a normei limbii literare și a civilizației. Așa cum în paginile Academiei Gheața Vencu, polemica era binevenită, bine primită și bine hrănită, astăzi, din păcate, ne-am îndepărtat, cred, de la ceea ce înseamnă datoria unui om de presă. Astăzi nu prea mai există polemică. Există tot timpul un cerc pro și un cerc contra și eventual dispute, dar nu există un loc în care să putem să discutăm despre orice, având în suflet și în conștiință responsabilitatea față de fiecare cuvânt pe care îl scoatem. Această eleganță a întâlnirilor, a dezbaterilor, mi se pare că s-a diluat. Crezi că degradarea lumii în care trăim, a societății contaminate de ispita comercialului, a superficialității, deși dacă stai să te gândești, vremurile nu diferă foarte mult între ele. Și Eminescu, când scria La Timpul, tot într-o lume degradată trăia. Prea multe variații nu sunt. Ce-i cu noi atunci? Of, e greu de pus un diagnostic așa într-un răspuns de câteva minute, dar... Aș vrea... Mă interesează foarte tare părerea ta, pentru că tu ai făcut jurnalism. Eu mă ocup de alte lucruri. Tu ai fost în miezul lucrurilor. Ai făcut presă scrisă, televiziune, radio, evenimente... Da, ești mai dinăuntru. Da, eu am crescut, m-am născut odată cu presa română. Ține cont că noi, actul nostru de naștere este semnat în februarie 1990. Am fost al patrulea ziar privat al țării. Uite, sunt 23 de ani. S-au făcut 23 de ani. Pe prima pagină atunci scriam, și o să leg acest titlu al primului meu articol din presa română, cu cât suntem mai mulți, cu atât suntem mai culți. Pentru că, într-adevăr, am devenit mai puțin culți în ăștia 23 de ani. Mi-aduc aminte cum se scria în presa română în anii 90, cum se vorbea de la balconul pieții universității, până și polemicile, deși erau timpuri foarte grele. Ține cont că în anii 90 au fost 7 mineriade, au fost oameni duși cu tabu, au fost... Costești, Florești, au fost o groază de lucruri care ne-au bulversat. Era un vertij atât de mare încât nici nu ne dădeam seama ce timpuri de grație și frumoase trăim. Însă, trebuie să-ți spun că România în ăștia 23 de ani s-a golit de conținut. De ce spun asta? 3,5 milioane plus 1,5 milion de oameni au plecat, au îmbătrânit sau au murit. Toți dintre cei 5 milioane despre care vorbeam sunt oameni curajoși, antreprenorial, intelectual, sunt elitele tuturor brestelor care ne compun. E, oamenii ăștia au părăsit țara. Și atunci pot să-ți dovedești și statistic. Noi în continuare deținem
la inteligență infantilă, ca nație, un loc fruntaș și avem un procent dublu de premiați, de exemplu, decât restul Europei. Dar suntem pe primul loc la coeficient de inteligență. Deci ceva acolo sus, în capul nostru, a plecat în altă parte. Asta e una dintre cele mai mari tragedii ale României, că s-a golit de conținut. Pe da, vremea când tu ți-aduci aminte că se scria bine, se polemiza bine, deși erau ani în care tot eram împărțiți, cel puțin în două. Cel puțin în două, o parte, noi așa cum spuneam noi pe vremea aia, cripto și neocomuniști, și eram anticomuniști pe de cealaltă parte. Astăzi nu mai suntem două tabere, suntem 20 de milioane de tabere. Asta este o altă tragedie de-a noastră. Că suntem o țară atât de atomizată, atât de încrâncenată, de frustrată și atât de învrăjbită, încât ni se pare imposibil să mai construim ceva. Căci nu există construcție fără să fim împreună și fără să ne iubim unii pe ceilalți. Nu putem construi absolut nimic. Trebuie să-ți spun că națiunile cu coeficient de coeziune socială mare sunt cele mai performante. Și aici mă gândesc, de exemplu, la Polonia. La Polonia. Uite, Adam Michnik, care este probabil una dintre cele mai... Și eu, a fost aici, la Nocturne, și ne-a făcut onoarea să accepte, deși în Polonia nu vrea să apară, a apărut aici. Este o figură care cu adevărat știe ce vorbește despre dizidență, despre suferință, despre pușcărie și despre lupta anticomunistă. Astăzi discursul acesta este pe buzele tuturor. Mi se pare că brusc m-am trezit într-o altă țară plină de dizidenți și de luptători anticomuniști. Mă întreb ce rezistență a avut comunismul să ducă asemenea război cu atâta populație anticomunistă. Nu există CV fără acest detaliu. De unde crezi că există în noi această, aș spune, vocație de a încerca nu să ne înălțăm spre valori, ci să le tragem pe ele în jos? De unde această plăcere de a-i certa tot timpul pe intelectuali, fără să le citim opera? Toți greșim. Toți suntem cândva în lumina puterii. Cumva. Toți suntem fermecați de aburi. Mai mult sau mai puțin. Depinde de experiența cu care venim într-un context, într-o conjunctură. Dar de ce această voluptate, ca în orice timp să atacăm intelectualii? Un francez foarte înțelept spunea că nu atât comunismul este cea mai mare tragedie a unui popor, ci consecințele comunismului. Ieșirea din consecințele comunismului n-a avut loc. Pentru că răfuiala asta despre care vorbești tu, nu numai între noi, ci și între noi și intelectuali, între stat și intelectuali, este o consecință a comunismului. Ține cont foarte bine că intelectualii au fost întotdeauna ținuți în anumite rezervații, cum era Uniunea Scriitorilor, în anumite rezervații de breaslă și erau trimiși pe câmp, așa, să descrie realismul socialist. Dar erau și respectați. Erau și respectați și au avut și gesturi responsabile, resturi în care și-au asumat. Culmea este să constatăm, oricât de mult a murit comunismul, să constatăm că intelectualii erau mai respectați pe vremea comunismului, care i-a omorât până la urmă. România are în agenda ei peste 1 milion de ani de închisoare politică. A fost o decapitare a elitelor, cum a fost în România, poate a mai fost în Rusia și în China. Deci noi... Și nici măcar o reabilitare. După cum știi, Mircea Vulcănescu nici astăzi nu a avut parte de o reabilitare în acte. El este tot dușman al poporului. Nimic din ceea ce este patrimoniu și bursa noastră de valori naționale nu este reabilitat. Am învățat greșit priza acestui capitalism în care am pus profitul pe primul loc și în care n-am pus nimic valoros alături.
Bine, întotdeauna un capitalist sănătos și democratic are și profitul, dar are și filozofia socială și bursa de valoare în jurul ei. Noi n-am făcut chestia asta. Valorile sunt încă pe jos sparte, încă le lipim. Uitați-vă la atitudinea față de patrimoniu edilitar, care este braconat la o scară fără precedent. În clipurile, din spoturile în care noi ne facem reclamă la țară, o să vedeți numai clădiri de patrimoniu. În schimb... Deci subconștientul există. Exact. În schimb, patrimoniu, avem o ură, dărâmăm tot ce înseamnă casa lui de la Vrancea, de pe strada lui de la Vrancea, este incendiată și noi ne uităm ca la o fatalitate. Totul în ceea ce înseamnă patrimoniu, și mă refer numai la patrimoniu imobiliar, mă refer la patrimoniu cultural, totul este disprețuit. Într-adevăr, ai observat foarte bine, statul și oamenii care conduc această țară se răfuie încă cu intelectualii, ca și când intelectualii ar fi niște dușmani ai poporului. Da, da, interesant este, sau simptomatic, sau aș vrea să spun poate chiar patologic, lucrul ăsta se întâmplă de 23 de ani. Ba că sunt prea implicați, ba că nu sunt implicați. Există societatea civilă, nu mai există societatea civilă. De ce tac intelectualii? De ce vorbesc atâta intelectualii? De ce stau pe margine? De ce au acceptat funcții intelectualii? Tot timpul acest tip de discurs, cred, a ținut loc unor analize. Foarte puțin am văzut dezbateri în jurul cărților scrise de Pleșu. Dar astăzi Pleșu este pus la zi și se trage în el. Niciodată în locurile în care se întâmplă lucrul ăsta nu am auzit o discuție despre o carte, deci o analiză pe text, cum spunem noi filologii. Așa am fost învățați să vorbim, despre ce citim niciodată până când nu citești. Acum, ce înseamnă tipul ăsta de discurs? De unde vine el? Din ce vine el? E o patologie, clar, este o patologie socială. Suntem un popor nefericit. Suntem un popor care nu ne mai bucurăm și un popor care nu mai știe să se bucure, este într-un mare pericol. Cred că un popor care nu se mai iubește pe sine și nu se mai respectă pe sine. Sentimentul românesc al disprețului de sine. Spunea Luca Pițu încă de acum 15-20 de ani. Deci avem o problemă de cabinet. Avem o problemă de cabinet, suntem un popor de pacienți, asta este clar. Cine vine să vadă acest carnivale antropomorfologic și canibal, zice, băi, ăștia trebuie duși neapărat la doctor, ce-i cu ei? Adică nu, sparg și statuile, sparg și clădirile, sparg și intelectualii. E clar că este o societate post-traumatică. Are acest sindrom. Mi-au cam minte și e o bună comparație, pentru că de-aia sunt ecologist, pentru că cred că lumea e vie și pământul e viu și are conștiință și ochi și suflet. Mi-am aminte că era un documentar în care era o populație de elefanți care au fost de-a lungul multor generații măcelărite de Masai. La un moment dat, această populație de copii, nepoți de elefanți, au făcut o armată și au venit și au dărâmat toate casele masailor. Pe noi ne conduc masaii, iar noi, să spunem elitele, suntem elefanții. Și atunci toată lumea vrea soluții. S-a scris atât de mult despre noi înșine. Cred că suntem poporul cel mai preocupat de sine din câte există. Pentru că nu ne revenim. De ce nu ne revenim? De ce? În 23 de ani să nu revenim? Corneliu Coposu îmi spunea în 1995, la el acasă, un pronostic apropo de vestita vorbă profetică a comunistului Silviu Brucan. Acei cu 20 de ani. Și Corneliu Coposu mi-a spus, nu 20 de ani. 45 de ani, 50 de ani. Și am întrebat de ce. Toți cei care am auzit lucrul ăsta din gura lui am rămas
șocați. Pentru că, pentru că deja 20 era ceva enorm. Dar recuperarea 40 se face exact în timpul... după modelul pendulului sau absolut al nașterii. Absolut. Dacă 9 luni ți s-a întâmplat ceva, îți trebuie tot... cel puțin 9 luni sau un an sau un an jumate să-ți revii. Deci noi nu ne-am revenit încă din trauma comunismului. Dar și mi se pare că revenit, nici nu vrem. Nici nu vrem și cred că am construit în anii 90 și după bazele unei societăți care nu sunt deloc solide. Și de ce spun asta? Întotdeauna am fost obsedat de vorbele lui Mircea Vulcănescu: din închisoare să nu ne răzbunați. Și eu zic, cum adică să nu vă răzbunăm? Adică, uite, tot ce se întâmplă astăzi nu vă răzbună. Și a nu vă răzbuna înseamnă să ne uităm trecutul, să avem o relație proastă cu el, de o pacienți care pur și simplu și-au pierdut o bună parte din memorie. Noi trăim exclusiv în prezent. 3 zile înainte, 3 zile după. Ăsta este tot ce putem să facem. Dar să nu uitați, a spus Mircea Vulcănescu. Și vreau să-ți spun că lipsa asta de justiție, nu de vânătoare, de vrăjitoare, cum spunea Ion Iliescu în anii 90, de justiție nu ne dă pace. Poate noi nu ne dăm seama. Și îți spun și de ce. Niciun dosar al vreunui torționar, deci, nu așa? Asta e paradigma criminalului comunist și primul om depus în muzeul comunismului care încă nu există, victimelor comunismului. Niciun torționar nu a fost judecat în ăștia 23 de ani. Peste 400 de dosare de torționari, deci de criminali direcți, au primit nupuri. Niciun activist n-a murit în timpul Revoluției și niciun securist n-a fost condamnat după Revoluție, nici măcar securistul care a dat ordinul asasinării dizidentului Gheorghe Ursu. E pe undeva în închisoare, dar culmea ironiei, nu la noi în închisoare, ci undeva în Danemarca pentru alte fapte. Pentru alte fapte. Dar cine a condamnat-o și cine a chinuit-o pe Elisabeta Rizea, pe Arsenie Boca, pe elita întreagă, nu, habar n-avem. Totul a rămas închis într-o cutie și istoria nu ne va ierta. Nu ne va ierta și ne va bântui. Asta e, dacă vrei, teoria mea misticoidă. Eu cred că acești oameni pe care, nu că nu i-am răzbunat, nu le-am făcut dreptate. Noi nici acum n-am retrocedat proprietățile confiscate de comuniști. Deci, această lipsă de rușine colectivă și individuală care conduce societatea românească are origine în anii 90, când a fost în Țara Formelor Fără Fond un simulacru de proces al comunismului în care mai mult s-a fușerit totul ca să dăm o satisfacție imediată. Dar știi, cel puțin atunci mi se părea că un tip de asanare, de igienizare, poate într-un tip de idealism repede călcat în picioare. Ții minte că noi țineam foarte tare la punct 8 de la Timișoara. Îți aduce aminte că acel punct 8 de la Timișoara spunea ceva foarte simplu. Habar n-aveam ce o să vină și cum o să vină istoria peste noi. Spuneam, domnule, cei care au fost impregnați, incluși într-un tip de mecanism al comunismului, să facă un pas înapoi și să nu mai ocupe niciodată funcții publice. Hai să ne imaginăm că suntem acum la tine, este... la Constanța, pe plajă, pe diga acolo, la casino, și ne uităm așa spre Marea Zbuciumată. Poți să-ți imaginezi cam cum ar arăta societatea noastră dacă atunci punctul 8 de la Timișoara s-ar fi... Mult mai bine. Mult mai bine. Am și spus-o... Am fost... Câte figuri foarte importante. Am și spus-o într-un stil aproape teribilist în care am fost și condamnat. Revoluția noastră nu seamănă cu Revoluția franceză.
O revoluție adevărată e o revoluție de școală. O paradigmă. Dar civilizația noastră seamănă cu revoluția, cu civilizația franceză? Spuneam, noi n-am împușcat niciun vinovat. Nu pentru că sunt pentru pedeapsa cu moartea, că nu sunt. Dar nu neapărat împușcat, judecat. Judecat și întemnițat nici măcar un criminal comunist. Și tot formal am condamnat comunismul. Pe gură, puțin, jumătate de oră, ca să ne facem temele, cum ne facem și temele față de Europa. În scris, cu discursuri, în fapte, mai nimic. N-am făcut, într-adevăr, decomunizarea țării. Așa este. Și n-am făcut-o și, într-adevăr, acum suntem sub cupola unei cleptocrații comuniste. Trebuie să spun și n-am ascuns niciodată chestia asta. Că cei mai bogați 10 oameni din România, 8 dintre ei sunt ofițeri de securitate. Și să-ți mai spun, dacă vrei, o faptă, un fapt tot senzațional, asta e defectul meu profesional, dar care este atât de, cum să spun, parafant, atât de, e o efigie pentru ceea ce ni s-a întâmplat. La Revoluție a fost un capitan mureșan care a tras în Biblioteca Centrală Universitară de dimineață până seara. Și a reușit. Nici măcar asta nu se știe, faptul că noi am pierdut atunci peste 500 de mii de volume, de excepție manuscrise de-a lui Caragiale, de-ale tuturor marilor noștri, oameni de cultură. E, a venit un om din bibliotecă și a spus, băi băiete, nu mai trage, nu e nici un terorist, gata, e ok, aleargă directorul cu trei femei să stingă focul pe care îl pui în continuu. Eu am mor din sodărâm. Bun, până aici e o chestie, hai să spunem, tot fatalistă. Nu e. Acest căptan mureșan a fost șeful direcției general de cultură din Ministerul Apărării Naționale, evident general cu cele mai multe stele. Omul care a dărâmat, nu-i așa, Fundația Carol I și biblioteca cea mai de seamă, din, cel puțin din punct de vedere, hai să spun, al emblematicii monarhiste, a dat-o jos. Astăzi este unul dintre capii Armatei Române, unul dintre foștii rectori ai Colegiului Național de Apărare, unul dintre cei care dau diplome celor care ne conduc astăzi. E un bun început de film, documentar sau artistic pentru ceea ce ni s-a întâmplat. Pe noi ne conduc nu semenii noștri, nu frații noștri, ci dușmanii noștri. E atât de simplu. După 23 de ani de jurnalist, de om care a aruncat cu pietre în poliție în anii 90, în piața universității, un om care în redacție i s-a dat foc la acte, au fost controlate, am fost ascultați, am fost infiltrați. N-am avut nicio aplecare, nu sunt genul de om care să mă tem sau să vreau să fug de la locul accidentului care este România. Și de ce îți spun asta? Ne întoarcem tot la cei pe care astăzi nu-i onorăm, nici măcar în manualul de istorie. Atunci când mi-e cel mai greu și când îmi vine să dau cu basca de pământ, să mă sui în avion și să mă așez liniștit pe o plajă la Barcelona sau în Thailanda, unde Brad Flores, unul din intelectualii noștri mici de agenție care și-au găsit destinul acolo, mă gândesc la Corneliu Coposu, la cei 8 ani de izolare ai lui, la modul cum a învățat din nou să pronunțe cuvintele după ce a ieșit, la Mircea Vulcănescu, la Brătianu, mă gândesc la toți oamenii care, deși puteau să plece, un fenomen tămădău se putea întâmpla de multe ori. Sunt și regele Mihai a fost invitat de Winston Churchill să rămână în Anglia cu ocazia nunții actualei regine. Și a spus, nu, cum să mă duc să-mi părăsesc țara? Da, da, totul e terminat. Majestate, nu contează, aia e țara mea. E, asta mă ține și pe mine
aici și mă face să zâmbesc ironic la adresa mea. Adică atunci când mi-e greu, îmi spun, asta nu e greu. Nu. Asta e un răsfăț de băiat care merge cu mașina. Nu e greu. Știi ce e greu? E greu să... Din perspectiva asta, e foarte greu să vezi că cel mai exercițiu obligatoriu al ființei pe pământ, cel al smereniei, este pur și simplu evacuat din minte și implicit din societate. Din societate, așa este. Este luat, în locul lui a apărut acest tăvălug al puterii. Presa e considerată o putere în stat oriunde, nu doar în România, oriunde. Dar orice formă de putere înseamnă o formă enormă de responsabilizare. Pentru că efectul este mult mai mare, nu? Când stai la chioșc și iei un ziar și citești, când te uiți la un televizor, când asculți la radio, efectul a ceea ce spui, ceea ce poți provoca cu ceea ce spui, este mult mai mare. Poți omori cu ceea ce spui. Poți omorâ. Sau poți să salvezi. Sigur că este... Te simți vinovat într-un fel, sau o parte din tine se simte vinovată de degradarea verbului? Eu personal nu, pentru că eu apăr în continuare limba română. De... La Radio Gherila noi avem campanie de îngrijit și slăvit limba română. Nu, dar... Acum, sunt două aspecte. În primul rând că presa nu mai are elitele din anii 90. Dacă ai să te uiți în presă, n-ai să mai vezi. Păi mă uit că de asta discutăm. Extrem. Nu știu dacă sunt pe... Cum să zic... Cât degetele de la o mână oamenii care scriau superb. Uite, îți dau un exemplu. În anii 90, Radio Europa Liberă a făcut un sediu la București. Primul sediu a fost în blocul Casata. Acolo erau Neculae Constantin Munteanu, Emil Hurezeanu și un coleg de-al meu de la radio care m-a învățat cum se lipesc benzile când făceam practică la radio înainte de 89, Nucu Rădulescu. Ei trei. Încet, încet au adus și au făcut o echipă, s-a făcut un sediu, dar îi vizitam ca prieten, să spun. Și coboram cu liftul până la parter, mergeam pe lângă Eva la Crețulescu, fiindcă avea pleșolansare. Tot drumul din bloc până la librăria Crețulescu dura ore. Toată lumea îi oprea, îi pipăia, îi încuraja, le mulțumea. Ca mașina regelui, în sfârșit, din venirea lui aici, care mi s-a părut că a fost purtată în mâini, nu doar atinsă de oameni. Aici s-a întâmplat ceva. Da, și oamenii ăștia nu mai există în presă, din mai multe motive. Mai sunt. Foarte puțin. Foarte puțin și nu mai au puterea de a amprenta puternic ceea ce se întâmplă, verbul și mesajul unei stații, unui ziar și așa mai departe. În primul rând trebuie să-ți spun că presa nu mai e a jurnaliștilor. În anii 90 presa era a jurnaliștilor. Patronii care existau în presă pe vremea aia nu aveau curaj să spună unor jurnaliști de talie, ca Hurezeanu, ca Cristoiu, ca Băcanu, să le spună să facă asta și asta. A toți marii jurnaliști de caracter, de cultură și civilizație, nu mai au astăzi jurnalele sub control sau stațiile sub control. Toate sunt ale unor oameni din sistem care și-au angajat niște mercenari / slugi ca să se războiască unii cu ceilalți. Presa nu mai e a noastră. Presa a fost ocupată ca și statul român. Presa atunci nu era ocupată. Și s-a văzut.
Pe vremea aia, chiar dacă nu dădea miniștri jos, presa era mult mai respectată, cum spui tu. Dar jurnaliștii... și presa respecta? Și presa respecta, nu, nu-și permitea asemenea lucru. Acum sunt niște năluci telecomandate. În altă ordine de idei, responsabilitate în presă. Bun, presa, într-adevăr, eu am fost întotdeauna singurul jurnalist din presă care a militat pentru amenzi mai mari pe care CNA-ul să le dea. Le-am și spus, amendați-ne când greșim, când stâlcim limba română, când pătăm onoarea unui om. Că procesul este o mare în care n-ai vrea să mai pătrunzi. Durează ani de zile și când onoarea ți-e reperată, totul s-a uitat. Și atunci asta a fost. Pentru asta am fost foarte înjurat de foarte mulți confrați, ca să zic așa, de-ai mei, pentru că simt și eu nevoia ca această responsabilitate să fie bine desenată. Așa cum un om care își cumpără o armă este investigat psihiatric, este întrebat ce vrei să faci cu armă. Așa și un om care își cumpără o televiziune ar trebui să treacă prin o serie de examene. Așa cum un vânător, de exemplu, dă foarte multe examene și, de exemplu, în țările europene, ca să ajungi vânător, trebuie să dai niște examene cumplite. Așa bine, și după... un patron de presă sau un jurnalist trebuie examinat. Dar după responsabilitatea examene, lui este enormă. Exact. Orice mare președinte are în spate o armată de oameni extraordinar de bine pregătiți. O armată. Un om care are puterea asta, nu sunt atât de în temă, nu știu cum funcționează un sistem. La România Literară lucrurile sunt destul de clare. Aici funcționăm altfel. Ai spus o armată de oameni foarte bine pregătiți. Da, un asemenea patron nu își poate lua lângă el o armată de oameni după ce dă toate testele. Nu poate detecta unde este valoarea și să se înconjoare de ea. Păi ca nu să vede, ajungă altfel. Nu vede pe nimeni în jurul lui. Nici el însuși nu are un model aspirațional. Pentru că atât clasa politică, cât și patronii de presă, care acum se confundă sau amestecat cele două puteri în stat, își au o armată de slugi, nu de oameni bine pregătiți. Bun, dar te întreb altfel. România este o antimeritocrație. Aici este țara pilelor, cunoștințelor, relațiilor și slugilor. Cu cât ești mai obedient, faci lucruri mai murdare în folosul entității de putere care te-a numit, cu atât ai șanse să ajungi și mai sus. Deci, noi nu vom ieși niciodată din acest pe loc cu oameni care nu știu să facă nimic, ci doar să fure. N-avem cum să mergem. Înseamnă că o formă de putere unică, totalitarismul, comunismul, secretarul general al Partidului Comunist, s-a risipit în mii de alte forme. Pentru că nu am știut ce să facem ca lucrurile să fie curate. Știi, ca la țară, un țăran, și avem, încă îi mai avem, dacă mergi cu trenul prin România, ai să vezi bătrâni, țărani bătrâni, care nu au neapărat tractoare sofisticate și care merg tot cum se mergea foarte de mult și ară cu pământul, cu plugul. Ei știu să facă curat înainte să însămânțeze. Ei știu să aibă grijă noi de n-am pământ, să pentru facem că pământul curat. Nu iartă. Exact. Pământul nu iartă. Și niciodată nu o să-ți dea ceea ce crezi tu sau ceea ce vrei tu să-ți dea. Dacă nu faci curat, poți să semeni ce vrei, cât vrei. Nu o să-ți aducă niciodată la lumina soarelui vrei. Nu o să-ți aducă niciodată la lumina soarelui ce aștepți. Asta se întâmplă și cu societatea românească. Noi n-am știut să facem curat. Avem cea mai murdar propriu. Și avem cel mai imund spațiu televizat din Europa. Suntem cea mai vulgare și morbidă televiziune din întregul spațiu al European Broadcasting Union. Deci suntem consemnați. Dar mă întreb, cred că nici nu trebuie o școală, dar nu cea mai rafinată școală de jurnalism, ca să știi că o știre
de actualități înseamnă un anumit lucru și că nu orice se întâmplă pe planeta asta este o știre și că nu orice jurnal este ca un coș de gunoi în care vezi ambalaje de toate felurile. Este această falsă cursă pentru rating. Falsă cursă pentru rating, pentru că mie mi-ar fi rușine să am cel mai mare rating, adică majoritatea celor care mă ascultă sau să uită la mine, nici măcar nu se spală pe dinți, nici măcar nu își spală o dată pe săptămână hainele. Este o chestie de macioism și profit în același timp, financiar, evident, să ai ratingul numărul 1. Și această cursă dementă pur și simplu ne-a făcut capul praf, pentru că există studii ale marelui neurochirurg Ramachandran, american care spune foarte clar că televiziunea este hipnotică într-un triunghi al centrelor sex, violență, foame. Noi intrăm automat într-o stare de veghe când ne uităm la televizor, când vedem violență, toate lucrurile astea. Televiziunea a ajuns inamicul bunei creșteri. Nu, ei nici n-am pretins vreodată să aibă vreo misiune culturală sau pedagogică, că aud des chestia asta. Televiziunea nu educă, da, dar nici nu hipnotizează masele, făcându-le praf acest... Noi am ajuns la 3 ore jumate, 4 pe zi de uitat la televizor. Da, Iosif Sava nu neapărat își propunea să educe în seratele muzicale TV, dar spunând mereu Bach, 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 Mozart, 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 valoare, 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 aducând oameni care vorbeau și dialogul era nu întotdeauna cel mai armonios, nu întotdeauna cel mai armonios. Asta mă doare, uitându-mă la alte posturi, cum îți spuneam, din Franța, văd da, că dialogul există. Noi nu mai avem dialog. Nu, pentru sunt că... culoare în care purtăm ne-am niște... Ne-am refugiat în circ și morbiditate este... și infotainment. Și nu mai este politică externă. Nu mai astăzi, este ca să citești externă, într-un ziar o analiză a politicii externe, să deschizi un jurnal și să auzi o informație privind analiza politice externe, a evenimentelor, toată lumea se pricepe la tot. Am să spun un lucru care în vremurile astea neliniștite și neliniștitoare, un lucru care m-a scos cumva sau care mă ajută să ies puțin din ce nu-mi place, să pot să merg mai departe și să cred în ceea ce vreau să fac. Să cred că ce va fi pentru copilul meu va fi altfel și să nu-mi pară rău că am rămas aici, când puteam să rămân și eu, oriunde, în altă lume. Să cred că toate capetele luminate din țara asta, cum este lumina aici, vor ieși într-o zi, vor face un pas înainte și se vor implica din nou. Pentru că atât cât mai există din România, există datorită lor. Să ne întoarcem puțin la intelectuali, vorbeam la început. Intelectualii sunt atât de hărțuiți, atât de disprețuiți și înjurați pentru diferite lor implicări publice sau neimplicări. Acum, eu aștept de la intelectuali să se implice, să intre în arenă, să coboare în arenă, să se apropie de oameni, să vorbească cu ei. Societatea civilă din care eu pretind că fac parte, cea militantistă mă refer, nu, toți suntem societate civilă. Aproape toți civilă. Au scris în 20 și ceva de ani articole, cărți, predau la facultăți, sunt în universități, îi contaminează pe tinerii care după aceea pleacă afară și vrăjesc și se duc pe toți cei care îi ascultă sau care au nevoie de mintea lor. Nu vreau numai să trebuie spun... să intre, să coboare în arenă, ci trebuie să-și dea mâna toți acest intelectual care sunt ca luminile în acest platou, să-și dea mâna, să facă front comun împotriva răului din fața noastră tuturor. Să nu mai trăiască în coterii izolate, universitare, să nu-și mai vadă de propria carieră sub pretextul
că a face cultură este o chestiune individuală. Da, dar mulți au coborât pentru și au făcut națiunea și au pericol. Fost foarte șifonați în 23 de ani pentru că au făcut exact ce spui tu. Probabil că au timp, au nevoie de timp. Au fost șifonați de ce? Pentru că ceilalți intelectuali nu au făcut front comun ca să-i apere. Să-ți aminte de întrebarea Hertei Müller de la Ateneul Român, care cu puținele ei cuvinte în limba română, cred că un vocabular de 50 de cuvinte. Nu, vorbește foarte bine limba română. Dar bine, nu vorbește la fel de bine ca marele Gabriel Liceanu, de exemplu, cu care s-a confruntat. A spus, bun, eu nu sunt o dizidentă, n-am pretenția asta. A fi dizident înseamnă mult mai mult decât a pleca din țară. Mie nu mi-a plăcut ce se întâmplă și am plecat, fiind văboaică sau nu, mi-am văzut de drum. Dar voi ce ați făcut cu dizidenții voștri? De ce n-ați făcut corp comun în jurul lor? De ce ați lăsat să se stingă sau să fie nevoiți să fugă ca goma? Lipsa asta de solidaritate a albilor, cum spun eu, alb fiind nu, referindu-mă nu la culoarea pielii. Noi am avut dizidenți, dar nu am avut dizidență, ca în Polonia, ca în Cehoslovacia. Exact. Dar au fost importante acte ale dizidenților și nu cred că ar vrea cineva să știe cum a trăit Doina Cornea, cum a trăit Dinescu, cum a Radu trăit Fleșu, Radu Filipescu, Paul Goma, cu domiciliu obligatoriu, cu securitatea la ușă. Auzi vorbindu-se despre ei vreodată în manualele de istorie, măcar? Prea sau puțin. Dimpotrivă. Aș vrea să spun că de foarte curând, la Palatul Peleș, s-a reluat o tradiție după 10 de ani. Majestatea sa și Casa Regală oferă decorații pentru valori. De curând, Victor Ebenciuc a primit acolo o decorație. Ne-am întâlnit acum ceva vreme la premiera lui Iuri Cordonski de la Timișoara cu Pescărușu și mi-a arătat fotografii. Am simțit că în acest ocean zbuciumat, iarăși vine o salvare a onoarei, a valorii și a verticalității din noi, de la un gest simplu și atât de puternic și de emoționant cum este cel al oferirii acestor distinții la Peleș. Mă bucur că încheiem emisiunea cu acest subiect, care mie mi-e foarte drag. Se știe, sunt un monarhist, dar nu pentru că aș vrea să mă diferențiez de ceilalți. Îți este și foarte greu acum, pentru că sunt atâția monarhiști. În 82 de ani de monarhie, România a avut singura ei perioadă istorică renascentistă. Tot ce a fost mai bun în toată istoria românilor a fost din monarhie. Pentru simplu motiv, pentru că monarhia face bine, spre deosebire de republică, și scoate elitele la suprafață. Le cultivă. Și le respectă. Le respectă. George Enescu pentru prima dată a cântat în camera reginei Elisabeta, soția lui Carol I, poeta Carmen Silva. Monarhia cu asta se ocupă. Și eu sunt monarhist și sper ca încă o nedreptate făcută în 47 să fie restaurată prin reinstaurarea acestei forme de guvernament. Și îți spun și de ce. Spunea un ziarist la Euronews, un ziarist specializat în monarhie. Cele mai emancipate țări europene sunt monarhiile. Întâmplător sau nu?